Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profana. Iată-ne într-o situație inedită. Mă sună de acum jumătate de minut Raul din satul Mare, parcă, și încerc să fac o problemă. Noi ne aflăm, eu mă aflu aici în București, undeva în zona asta la B1 TV, în parcare, și aștept să vedem ce problemă îmi pune Raul. Nu mi s-a mai întâmplat așa. De fapt am mai stat odată de vorbă cu un elev din... Eram la volan, mergeam și mă filma, nu știu cine pe cine aveam, luasem ceva la ocazie și l-am filmat și eu îl rezolvam problema cu respectivul la volan. Acum iată că sunt în parcare și să sper că mă descurc și cu eu. Da. Alo? 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 Așa, eu te aud acum, da. Pot să vă spun? Da, hai te rog. 4 la puterea X. Deci 4 la puterea X, da. Minus 5 ori 9 la puterea Y. 5 ori 9 la puterea Y. Egal cu minus 1. Egal cu minus 1. Sistem. Și sub această ecuație, 4 la puterea X. 4 la X, da. Plus 2 la puterea X ori 3 la puterea Y. 2 la X ori 3 la Y. Egal cu 6. Egal cu 6. Asta e sistemul. Asta e sistemul. Am gândit să notez. Cum? Cum te? Te-ai gândit să... Cu A și B. A și B, hai să zicem. Adică ce ai notat cu A și ce ai notat cu 2, B? 2 la X egal cu A. Deci 2 la X, 2 la puterea X egal cu A. Și 3 la puterea Y egal cu B. 3 la Y egal cu B. Și atunci ce devine sistemul? A pătrat. Deci sistemul devine A pătrat minus 5 B pătrat. Minus 5 ori B pătrat, da. Plus 1 egal cu 0. Plus 1 egal cu 0, corect. Și A pătrat. A pătrat plus AB. Plus AB, da. Minus 6 egal cu 0. Minus 6 egal cu 0. Da. Ce recunoști tu în sistemul ăsta? Ce model de sistem recunoști? M-am gândit că dacă mulțim prima cu 6, putem să le adunăm și prima 6 cu 6 se simplifică și o să ne dea alcoate nouă. Da. Deci trebuie să mulțesc cu 6 pe prima, ai zis, da? Da. Și atunci apare echivalent cu 6a pătrat. 6a pătrat minus 30b pătrat. Minus 30b pătrat, da. Plus 6 egal cu 0. Plus 6 egal cu 0. Și cealaltă? Și a pătrat. Așa. Plus ab. Plus AB. Minus 6 egal cu 0. Minus 6 egal cu 0. Da, de acord? Și le adunăm acum. Da, și rezultă? 7a pătrat. Corect, 7a pătrat. Plus AB. Plus AB, da. Minus 30b pătrat egal cu 0. 30b pătrat, da, egal cu 0. Și... am putea să împărțim cu B pătrat. Corect, corect. Împărțim totul cu B pătrat. Da? Și dăm 7 pe lângă A pe B totul la a doua. 7 A supra B totul la a doua, da. Plus A pe B. Plus A supra B, da.
Minus 30 egal cu 0. Minus 30 egal cu 0. Și aici mai notăm cu T, APB. APB egal cu T, da. Și ce devine? 7T pătrat. 7T pătrat, da. Plus T. Plus minus T. 30 egal cu 0. Minus 30 egal cu 0. Delta egal cu 1 plus 4 ori 30, 120 ori 7, 840. 840, da, și egal mai departe delta cu... Delta e 841. 841, corect. Și asta e 29, adică al din... Deci T1-2, hai să zicem, T1-2 egal cu... Minus 1. Da, plus minus... Plus minus 29. Corect. Supra 14. Supra 14. Și avem o dată T1 egal cu... Cu minus 30 pe 14. Minus 30 pe 14, da. Care e minus 15 pe 7. Minus 15 pe 7, corect. Și T2. Și, T2. 28 pe 14, care e 2. 28 pe 14, care înseamnă egal cu 2. Și hai să ne amintim că am notat cu T pe cineva. Cine a fost T-ul? A, B. Deci APB, deci am avut. Da, APB a fost notat cu T și am avea aici două variante, nu? APB egal odată da, cu ce? Cu minus 15 pe 7 și... Egal cu minus 15 2. Pe 7 și o alta variantă? APB egal cu 2. APB egal cu 2. Dar cine era A și B? Îți mai amintești? A era 2 la puterea X. Da. Și B? Și B e 3 la puterea Y. Ei, și A pe B ce fel de număr este atunci dacă e 2 la X pe 3 la Y? Un număr... Mai mare ca 0. Da, da. Nu că exponențiala totdeauna e pozitivă, da. Deci... Dacă e un număr mai mare ca 0, prima variantă egal cu minus 15 pe 7 pică. A, da, că e negativ atunci. Așa, atunci rămâne numai A pe B. Da, care e egal cu 2. 2, da? A, da. Adică A egal cu 2B. A, da. Și la asta adăugăm oricare din ecuațiile de la început care îți plac și ții da. Cel mai tare. A, prima. Prima, dacă îți place prima, pe ce o luăm? Adică A pătrat minus 5, 5B pătrat B pătrat minus 5, da, minus 5A pătrat, nu? Păi A pătrat, ai zis minus 5B pătrat. Ai zis da. Pe prima o e, da? Plus 1. Da, e da. Și o... rezultă din asta. Înlocuim pe A egal cu 0 a doua, nu? Și locuim da. Pe A cu 2B și a doua devine. Ce devine? 2B pătrat. Adică 2B tot la pătrat face 4B pătrat. 4B pătrat. Da. Minus 5B pătrat. Da. Plus, plus 1 egal cu 0. Echivalent cu... Minus B pătrat plus 1 egal cu 0. Adică minus B pătrate. Vorbește, vorbește. Minus B pătrat egal cu minus 1 și B pătrat egal cu 1. B pătrat egal cu 1. Și rezultă că B egal plus minus 1. Plus minus 1. Adică avem două variante. B1 egal cu 1 și B2 egal cu minus 1, da? Cu prima variantă în dreptul lui B1 egal cu 1 rezultă A1 egal cu cât? Egal cu 2. 2. Și din a doua, A egal cu minus 2. A doua variantă, A2 egal cu minus 2, da? Cine era A-ul și B-ul? A-ul era 2 la puterea X și B-ul 3 la puterea Y. Se poate? Da. Se poate. B2 nu se poate că e negativ. Deci a doua variantă pică. Și ne întoarcem acum să vedem la ce am ajuns noi. Deci am ajuns la A și la B, doar prima variantă, adică 2 la X egal cu 1, nu? Egal cu 2. 2 la X egal cu 1.
cu 1 și 3 la Y, care e BU, egal cu 2. Nu așa vine? Parcă așa am notat. Cine a fost? 2 la X, cine a fost? AU, da? Așa, ai tu dreptate. 2 la X egal cu A, adică egal cu 2. N-am fost atent, da? Da. Și 3 la Y egal cu 1. Corect. 2 la X egal cu 2 rezultă X egal cu cine? Cu 1. 1. Și Y 0. Și Y egal cu 0, termina sistemul. Da? Deci, deci te-ai dus foarte bine, dar te-ai oprit în nejustificat. Acolo, la APB, n-am mai știut ce să fac. Da. Păi, uite, faptul că ai notat 2 la X egal cu A și 3 la Y egal cu B, a fost un moment foarte bun al tău în exercițiu, pentru că în felul ăsta tu ai avut aici de rezolvat un sistem omogen, se cheamă ăsta. Când ai avut după notația A pătrat minus 5B pătrat egal cu minus 1 și A pătrat plus AB egal cu 6, tehnica, teoria spune așa, când ai sistem, când un sistem de ăsta în care am peste tot ai de gradul 2, cum a fost aici A pătrat B pătrat, A pătrat AB, teoria spune că în astfel de situații reduci termenul liber pentru ca din combinația celor două să reușești o ecuație care să fie egal cu 0. Și așa s-a și întâmplat. Ai mers foarte bine pe teorie, ai redus pe 6 acela, ți-a reușit ecuația 7a pătrat plus ab minus 30b pătrat egal 0, adică omogenă și egală și cu 0. Asta este momentul important al exercițiului. Și se împarte ori fie A pătrat, ori fie B pătrat, să ajungi la ecuație gradul 2. Și faptul că am notat A pe B egal cu un T, de fapt avem în final, o variantă, de fapt obținem, dacă ar fi fost amândouă bune, și minus 15 pe 7 și 2, am fi făcut cu cele două variante, luând pe una din ecuațiile de la început, cuperând fiecare variante, am fi avut două sisteme de rezolvat. Da. În care, iată, tu ai avut un sistem A egal cu 2B, da. Și pe urmă, oricare din ecuații folosite, adică una e de gradul 1 și alta e de gradul 2. Da? Deci, da. Practic, reduci sistemul îl reduci la două sisteme, în situația în care ar fi fost și T1 și T2 valori bune, reduci sistemul la două sisteme în care ai una de gradul 1 și alta de gradul 2. Și de acum ești la tine acasă, că prin substituție te duci, scoți una din necunoscute din cea de gradul 1, mergi în cea de gradul 2 și astfel te duci liniștit și exercițiul îți merge, curge frumos. Deci, practic, autorul, când a gândit exercițiul ăsta, o mers pe ceea ce înseamnă, da? Da, sigur, o mers pe ceea ce înseamnă teoria de la sisteme omogene, da? De la sisteme, sistem omogen exact, el a gândit așa, A pătrat minus 5B pătrat plus 1 și A pătrat plus AB minus 6 egal 0 și pe urmă locuit acolo 5 să fie A și 5 să fie B ca să meargă treaba cum trebuie, da? Și a notat pe A cu 2 la X, pe B cu 3 la Y și așa a format un sistem, iar tu trebuie să mergi înapoi. Da? Tu trebuie să mergi neștiind de unde a plecat el, tu trebuie să ghicești drumul. Deci asta este de tehnica pe care autorii o au la îndemână. Deci propunătorii de subiecte au și așa un sede de șmecherii pe care le tot învârt, le tot așează și reușesc să compun astfel de exerciții de astea care par ciudate. Bun, asta a fost. Da? Dacă iată că am făcut o chestie inedită. Am făcut lecții și în parcare în București, mă aflam de ce așa, și am și înregistrat lecția. Să știi că am avut camera la mine și am înregistrat-o. Da? Deci o să pun pe filmuleț pe YouTube, o să găsești lecția asta cu Raul din Satul Mare, parcă, nu? Da. Deci, când îl pun, nu știu, diseară, mâine, nu știu când îl pun, probabil când ajung acasă, văd când îl pun. Dar să vezi acest filmuleț deosebit de interesant, pentru că chiar ineditul în sine merită. Nu am știut ce problemă îmi pui. Pentru un deranj. Niciun deranj. Bine, bine, te salut. Nu uiți, arunci și pe prietenii tăi de fiecare dată, da. Să se uite și ei. Nu, să nu manifeste o formă de egoism de aceea care aia nu-mi place, să știi. Bine. Bine, te salut. La revedere. Bine.
putea să-l închid. Da, iată, dragilor, lecția făcută cu Raul. Superb chestie.